Pompierii militari, alături de reprezentanții celorlalte structuri MEAI, constituiți în echipe mixte, au verificat imobilele în care se desfășoară activități cu public numeros. Astfel s-au executat 9 controle la operatori economici din categoria cluburi și discoteci, fiind aplicate 6 amenzi în cuantum de 6.000 de lei pentru nerespectarea reglementărilor pe linia apărării împotriva incendiilor. Principalele aspecte urmărite în teren de către inspectorii de prevenire au vizat exploatarea instalațiilor electrice, funcționarea iluminatului pentru marcarea căilor de evacuare, funcționarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, obstrucționarea căilor de evacuare, instructajul angajaților, obținerea autorizației de securitate la incendiu și existența planurilor de evacuare în caz de incendiu. Concomitent cu activitățile de control asupra respectării normelor de apărare împotriva incendiilor, pompierii din cadrul subunităților operative de intervenție au efectuat acțiuni de recunoaștere în zonele de dispunere a obiectivelor pentru a stabili modul de intervenție în cazul izbucnirii unui eventual incendiu. Pe lângă identificarea și înlăturarea disfuncționalităților specifice, specialiștii sugalați au asigurat instruirea personalului angajat, astfel încât aceștia să cunoască și să respecte regulile de prevenire a incendiilor la locul de muncă. De asemenea, din ordinul Ministrului Afacerilor Interne, în perioada următoare, activitățile preventive vor fi intensificate, astfel încât siguranța celor care frecventează astfel de locații să fie asigurată, iar obligațiile legale ale beneficiarilor să fie respectate.